Salutare tuturor! Numele meu este Eduard Zgorcea, iar în acest tutorial video vă voi prezenta pas cu pas modalitatea de configurare, accesare și lucru cu platforma RoJudo. Veți primi pe e-mail-urile dumneavoastră următorul mesaj: activarea contului RoJudo. Mailul va veni de la adresa de e-mail competiții@ferejudo.ro. Ce trebuie să faceți dumneavoastră? Veți da click pe acest link unde veți putea să vă configurați parola. Vom accesa acest buton: validare, parolă nouă. Vom merge în cont, autentificare. Userul nostru se află tot în acest e-mail, la începutul e-mailului sau în corpul e-mailului. Acesta este userul meu. Îl voi introduce aici și parola pe care eu am configurat-o. Iată-ne ajunși la pasul 2 și anume accesul în platformă. Odată conectați cu userul și parola configurată, vom avea acces pe platforma RoJudo. Dacă ne uităm în partea din dreapta sus, avem secțiunea Acasă, Competițiile mele și Clubul meu. În secțiunea Clubul meu avem datele clubului, numele și datele trimise de către dumneavoastră pe e-mail și secțiunea Sportivi. Vom începe să înscriem sportivii. Cum? Vom da click pe butonul Înregistrează un sportiv și ni se va deschide această căsuță. Vom pune prenumele prima oară, numele de familie a doua oară, masculin sau feminin. Vom seta CNP-ul, introduce CNP-ul. Vom seta data nașterii. Avem două posibilități, ori vom avea acest calendar, ori o putem introduce din tastatură. 14.05.1990. Localitatea nașterii, să spunem că este București, județul București. În cazul sportivilor, aici trebuie să facem o mențiune, în cazul sportivilor născuți în străinătate, vom adăuga Milano, Italia, iar la județ vom pune județul unde activează clubul. În cazul nostru vom spune București. Numărul pașaportului sportiv, iar la finalul operațiunii va trebui să salvăm. În momentul acesta avem configurat un sportiv. Ce este de reținut este faptul că trebuie să fiți foarte atenți în momentul în care introduceți un sportiv, deoarece nu puteți să-l reeditați. Acest lucru îl puteți face dacă trimiteți un e-mail pe adresa competiții@ferejudo.ro, unde ne veți menționa problema dumneavoastră. Pasul numărul 3, vom învăța cum să înscriem un sportiv în competiție. În momentul în care vor fi deschise competițiile pentru înscriere, în fereastra Acasă veți avea o competiție afișată. În cazul nostru este o competiție test. În secțiunea Competițiile mele veți avea competițiile pentru care v-ați înregistrat sportivii. Vom reveni Acasă, unde avem o competiție deschisă pentru înregistrare. Vom accesa Vizualizare și vom înscrie un sportiv. În pasul numărul 2 am configurat un sportiv pe care îl vom înscrie la această competiție. Vom da click pe butonul Înscrie. Vom seta categoria de greutate. Da din nou click pe Înscrie. În acest moment, sportivul este înscris pentru competiția test. Dacă vom accesa competițiile mele,
vom vedea că avem această competiție deoarece sportivul a fost înscris în concurs. Dacă vom da vizualizare, vom ajunge din nou în secțiunea de înscriere a sportivilor. Dacă vom dori să-i modificăm categoria sau să-l retragem din concurs, vom accesa click, un click elimină și sportivul este eliminat. Dacă dorim să-i schimbăm categoria, atunci va trebui să mergem din nou pe înscrie și îl vom înscrie la categoria 66 de kilograme. Sper că acest scurt tutorial video să vă fie de ajutor în utilizarea platformei RoJudo. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!